Merită sau nu merită să-ți iei un cazan de mașină în România? Ei bine, hai să discutăm întâi ce este un cazan. Un cazan, epavă, șifonier, dulap, coteț sau cum mai vreți voi să-i spuneți, referindu-ne la mașini, reprezintă o mașină care, de exemplu, are bordul plin de martori, e mâncată de rugină, dă dâre de fum sau lasă o grămadă de ulei pe unde este parcată. Inclusiv eu am avut probleme de genul cu mașina, dar ghiciți ce, eu le-am rezolvat. Sunt unii oameni care au impresia că dacă o mașină are mai mult de 10 ani, este automat o rablă. Nu este deloc adevărat. O rablă, un cazan, este o mașină neîntreținută, nu o mașină veche, pentru că dacă îi să o luăm așa, înseamnă că și Mustangul din anii 60 este tot un cazan sau o rablă, sau mai știu eu care altă mașină veche care, ghiciți ce, este de colecție. Sunt dacii păstrate, conservate foarte bine și întreținute de colecționari, acelea nu pot fi numite rable sau cotețe. Acelea sunt mașini de colecție. Și poate, cine știe, nu se strică mașina asta și o să prindă și ea vârsta să fie considerată vehicul istoric, cine știe. Dar mi se pare că vehicul istoric trebuie ca mașina respectivă să aibă 30 de ani de la încheierea fabricării modelului respectiv. Cum e mașina mea, varianta asta facelift de Fiesta MK 5 sau 6, s-a fabricat între 2004 și 2008. Deci eu în 2038, mamă cât mai e până atunci, voi putea considera mașina asta ca fiind vehicul istoric. Va apuca vârsta aia? Nu prea cred. Dar revenim la subiectul cazane. Apropo, mi-am pus și eu pe mine singurul merch pe care l-am, cel cu 99 Vehicles, dacă tot fac videoclip despre auto, și încă mai am odorizantul ăsta, chit că nu mai miroase acum. Deci da, cam asta ar fi treaba, astea sunt caracteristicile unui cazan. Mașină veche și neîntreținută cu diferite probleme. Și mașina mea este veche, este înmatriculată prima dată în 2007, deci din 2007 este pusă în circulație, că de atunci se calculează vârsta unei mașini. Deci are, cât ar avea? 17 ani, la anul îi fac majoratul, iau două sticle de Robbie Bubble și o ud, așa să-i fac majoratul. Problema așa cu mașina mea, ca să o vedem dacă ar putea fi considerată cazan sau nu, ar fi așa. Martori nu am, am doar martorul de frână de mână care uneori nu se stinge. În rest, n-am alte probleme cu martori. Fum nu lasă și cândva pierdeam ulei pentru că, fiind o mașină veche, să țineți și voi cont de chestia asta, la toate mașinile vechi, de la o vârstă mai înaintată, încep garniturile să nu mai fie cum trebuie, să nu-și mai facă treaba. Și eu aveam fix garnitura undeva pe la baia de ulei și pica ulei. Nu pica foarte mult ulei, oricum, pica cum ar veni. Îi făceam revizia, aveam uleiul aproape de maxim pe jojă și când îi făceam următoarea revizie, următorul schimb de ulei, era aproape de minim. Nu știu cât pierdeam, un șat, două șaturi de ulei pe an și oricum eu când schimb uleiul, nu este negru, nu este ars, e așa un pic mai ciocolatiu, o ciocolată așa, mai ca o Milka, aproximativ. Fum am zis că nu lasă și rugina, am doar o pată de rugină pe haion, fix de unde sare lichidul de parbriz, și un pic tobal e ruginită. În rest, nu am probleme cu rugina pe mașina asta. Dacă era să am alte modele de Ford, cum ar fi Ford Ka, da, avea rugină la greu. Din fericire, n-am probleme cu rugina pe mașina asta. Și să sperăm că mă ține cât mai mult. Acum, referitor dacă merită sau nu să-ți iei un cazan în România. Eu zic că merită, mai ales pentru că nu avem șosele, nu avem drumuri de mare viteză să zici că ar merita să ne luăm cu toții Mercedes Cobra sau cine știe ce mașini de colecție sau E-Class-uri, seria 7-9 nouți. Nu prea merită, pentru că în afară de 3-4 petice de autostradă pe aici pe acolo aruncate, nu prea avem pe unde să circulăm cu viteză. Eu, de exemplu, și dacă ar fi să-mi iau o mașină mai nouă, la fel aș conduce-o cu frică să nu mi-o stric în gropi. Măcar având o mașină veche, puteți să confirmați și voi cei care aveți mașini vechi, nu vă doare sufletul atât de tare când ies să luați o groapă sau vă suiți pe o bordură mai mult sau, nu știu, zgâriați capacul, janta, că și așa componentele sunt ieftine. Pe partea de întreținere, întotdeauna cazanele au fost super ieftine. Mă rog, cazane, hai să zicem mașini vechi, că nu toate mașinile vechi pot fi considerate cazane. Sunt inclusiv mașini precum Golf 4, Opel Astra F, G sau care e modelul, pe care le vedem circulând, sau Renault Clio, Megane, tot așa mai vechi, Renault Laguna, le vedem circulând pe stradă și nu lasă fum. Sunt și, na,
cazuri de mașini care dau dâre de fum. Am mai văzut eu niște Mercedes-uri Vito care lasă ceață în spatele lor de trebuie să mergi cu farurile aprinse că nu vezi nimic. Da, măcar știm că există și mașini din anii 90 care se mențin cât de cât ok. Nu lasă dâre de fum, nu sunt foarte gălăgioase, nu scârție din toate încheieturile. Dar hai să revenim la întreținere. Un avantaj al cazanelor, al mașinilor vechi, este întreținerea. Eu la mașina asta, la o revizie, nu plătesc mai mult de 300 de lei cu tot cu manoperă. E 300 de lei întreținerea, pentru că, na, intră mult ulei. 4,2 litri de ulei mi se pare că intră în mașina asta. Așa este motorizarea. La Logan intră vreo 3,8 parcă. Și mi se pare că la un Peugeot, nu mai știu care, 304, 204, nu prea le-am cu Peugeot-urile, intră chiar 2,5 sau 2,6 litri de ulei, adică mai puțin. Depinde de motorizare cum a fost făcută. Și să zic că am mai cheltuit așa cu ea. Anvelopele All Season Debica, 200 de lei bucata. Eu aș zice că e un preț bun, că măcar așa nu trebuie să cumpăr un set și de vară și de iarnă. Locuind în București și nefăcând drumuri la munte pe zăpadă, nu prea îmi trebuie mie anvelope dedicate de iarnă. Și așa, oricum nu mai sunt iernile de altă dată și nici zăpada nu mai e aceeași. O singură dată a nins iarna asta mai tare și într-adevăr, mașina era înzăpezită și n-am mai stat să o dezăpezesc, că pe străduțe, ghiciți ce, nu au venit băieții să dezăpezească străduțele. Bine, și așa în două zile s-a topit tot, oricum n-a rezistat mult zăpada aia. Dar revenind, anvelope găsești ieftine, 200 de lei bucata, All Season și Debica este marcă bună, poți să găsești și mai ieftine cum ar fi Westlake, alea știu că sunt vreo 100 și ceva, vă o să-mi iau odată în metro. Ce să mai zic, burduf de planetară cu tot cu manoperă, vreo 200 de lei m-a costat să-l schimb, că era rupt un burduf la planetară, mi se pare că pe dreapta. Oglinda am schimbat-o luna trecută că mi-a rupt-o cineva, 100 și ceva de lei a fost oglinda, probabil dacă era să mă duc la un mecanic să-mi o schimbe, îmi lua mai mult manopera decât oglinda în sine, așa că am schimbat-o cu taică-miu și ne-am descurcat. Consumul la multe mașini de-astea vechi, dacă au fost întreținute ca lumea, nu o să aveți consumuri mari. Mai ales, cel puțin eu pe mașina asta, dacă merg la consum la drum lung, scot sub 5% dacă mă chinui puțin. Dacă era să am o mașină cu motor mai mare, consumam mai mult, într-adevăr. Dacă mă dau la ea și circul numai cu 140 pe autostradă, crește consumul. Dar măcar știu un lucru, cu mașina asta și dacă e să o găsesc lovită de un meteorit, pot să cumpăr alta pentru bucăți și se rezolvă. Am rămas uimit cât de ieftine sunt piesele. Știu că plăcuțele mi se pare că sunt mai ieftine decât cele de la Logan sau altă componentă, nu mai știu. Deși se știe că Loganul e printre cele mai ieftine mașini la întreținere, da, e ieftin Loganul la tot ce e consumabil. Ce este piesă, cum ar fi, să zicem, exclusivitate originală de Renault, e, alea sunt mai scumpe. Dar în rest, măcar componentele consumabile sunt ieftine. La fel dacă ai, să zicem, un Volkswagen. Volkswagen cred că e cea mai comună marcă, inclusiv în România. Sunt mai multe mașini marca Volkswagen decât Dacia. Bine, măcar la Dacia sunt cele mai multe mașini noi, că este și ieftin, se fabrică aici. Dar așa multă lume își cumpără Passat și Golf la mâna a șaptea. Dar oricum, și dacă ai un Golf, poți să găsești piese foarte ieftine pentru un Golf, pentru un Passat, fiind mașini comune. Deci dacă vreți să vă luați o mașină ieftină la întreținere, căutați o mașină mai comună așa, să puteți găsi ușor piese la dezmembrări în caz că aveți probleme cu rugina sau v-ați zgâriat-o careva, v-a lovit-o în parcare și a fugit și așa mai departe. Alte avantaje al unui cazan, deci cum am spus, întreținere ieftină, poți să dai în grop fără probleme. Și la capitolul taxe și impozite, dacă este o mașină din asta cu motor mai mic, ai scăpat, nu te arde tare, momentan. Acum mai sunt ecologiștii care sunt de părere că nu mă, ai mașina mai veche de X ani, trebuie să plătești în 2 ani valoarea mașinii. Azi cu asta nu sunt deloc de acord. Mi-ar plăcea să se schimbe impozitarea și prețul la asigurări, nu pe motorizare, pe capacitate cilindrică și pe vechime, ci pe kilometri parcurși. Că așa, de ce să plătesc la fel de mult impozit sau asigurare ca unul care circulă de 10 ori mai mult? Eu nu circul zilnic cu mașina, circul, să zicem, de 2 ori pe săptămână și alții circulă zilnic. Eu fac 4.000 de kilometri pe an, alții fac 20.000, 25.000, 30.000 de kilometri pe an. Mie așa mi-ar plăcea să fie mișto. Dar așa, într-adevăr, se poate măsuri, se dau kilometri înapoi, dar eu zice că ar fi mai ok așa. Că, practic, eu poluez mai puțin, circulând mai puțin.
puteam să am, să zicem, și un Ferrari, dar dacă mergeam de două ori până la mare cu el și atâta, clar circula mai puțin decât unul cu un 9 TDI care merge zilnic cu mașina. Dar revenind la oile noastre, într-adevăr, ai la capitolul taxe și impozite plăți foarte mici. Eu plătesc vreo 60 de lei impozitul pe an la mașina asta fiind 1.3. Dacă era peste 2.0, creștea impozitul foarte mult la sute de lei și de la 3.0 cred că e peste 1.000 de lei impozitul. Și asigurarea fiind pe numele taicii, pentru că nu are rost să fac asigurare scumpă pentru același stil de a conduce și aceiași kilometri parcurși, eu plătesc asigurarea vreo 500 sau 600 de lei. Nu are rost să plătesc dublu doar pentru că e pe numele meu, că și așa nu trebuie neapărat să fii un puști ca să faci accident, că mulți care fac accidente au și peste 50 de ani, mai sunt și bătrâni care sunt periculoși la volan și strică circulația. Uite, chiar acum mai trece un Fiesta ca al meu. Doar că e în patruși. Nu știu dacă se vede, nu se vede pe filmare. Și hai să-i înțep un pic și pe fulgușorii de nea care sunt împotriva mașinilor. Problema poluării nu este faptul că există mașini și că lumea circulă cu ele. Problema principală a poluării este faptul că suntem mult mai mulți oameni. Adică de la 1900 încoace s-a triplat aproape populația și da, se consumă mai multe resurse, mai multă apă, mai mult curent, gaze, etc. Nu doar faptul că am eu o mașină și mă duc noaptea cu ea la țară când e drumul liber, nu. Nu eu sunt motivul principal pentru care mor pinguinii și se topesc ghețarii. Hai să nu exagerăm. Dar oricum, pentru cei care sunt împotriva mașinilor, o să urmez să fac un videoclip dacă merită mașină personală, indiferent că e cazan sau mașină nouă. Dar tot vreau să înțep un pic fulgușorii de nea și atât vreau să vă spun. Când mai urmează să mă mut, vă rog pe toți cei care sunteți împotriva mașinilor, veniți încoace cu bicicletă, trotinetă ce aveți, vă dau câte o sacoșă și mergem împreună să cărăm bagajele când ies să mă mai mut. Pentru că eu dacă nu aveam mașină în perioada asta cu mutatul, eram varză, era vai de capul meu dacă n-aveam mașină. Pentru că na, eu o folosesc la cărat. Mai era chestia aia că, domne mă, că mulți circulă singuri în mașină. Dar de unde știi că n-au chestii în portbagaj? Sau se duc să ia pe careva? Mulți au impresia că, mă rog, asta printre cei care nu sunt șoferi în București, că, domne mă, că uite-l mă pe ăsta, circulă singur, are chef el să se plimbe, să stea în trafic. Nu! Lumea are treabă și, într-adevăr, unii refuză să meargă cu transportul în comun din diferite motive. Unul dintre motive ar fi că sunt controlorii niște nesimțiți care, cum se suie, blochează aparatul și dacă te sui toată cu controlorul și n-ai apucat cu viteza luminii să pui cardul să validezi, ghiși ce, vrea să-ți dea amendă pentru că sunt niște fomiși nenorociți, dar hai să nu mai iau de controlori astăzi. Este într-adevăr, metrou aglomerat, mai ales la Unirii când trebuie să schimbi, de exemplu, vrei să te duci la Victoriei și tu vii dinspre Anghel Salini și trebuie să schimbi magistrala, într-adevăr, sunt probleme și cu transportul în comun, nu avem cel mai bun transport în comun, dar nici cel mai rău. Eu personal folosesc mult mersul pe jos și circul noaptea când e mai liber. Dacă mulți ar face ca mine, într-adevăr, ar fi trotuarele mai aglomerate pentru că eu merg câte jumătate de oră pe jos zilnic până la muncă, nu mă dor picioarele, sau la fel metrou ar fi mai aglomerat și așa mai departe. Fiecare până la urmă face cum vrea, da. Dacă ar fi mai eficient transportul în comun și anume să fie mult mai multe magistrale de metrou în București, în mai multe cartiere și niște parcări mari la intrările în oraș, astfel încât lumea lasă mașina în parcare, se suie în metrou și se duc la treabă, nu știu, servici, agățat, giugiuleală sau ce mai ar fi, da, ar fi un ideal, dar nu se va întâmpla prea curând. Vreau să scrieți în comentarii ce mașini aveți, pentru cei care sunteți din București și vreți să apăreți cu mașina într-un videoclip de-al meu, vă aștept pentru că facem review-uri, avem lavaliere, avem camere, avem tot ce ne trebuie. Și cam atât. Aveți grijă de mașinile voastre, spălați-le, faceți-le revizie la timp și folosiți-le cât mai eficient. Cam atât. Eu trebuie să plec la muncă acum. Ciao, les!